Bună ziua, dragii mei, sunt Arătela cu o nouă etalare la alegere despre ce veți simți sau ce veți trăi în mod special în această perioadă a portalului 10 a 10. Știți că e un portal energetic 8 a 8, a 9 a 9, a 10 a 10 și încercăm să vedem ce mesaje primiți de la îngeri, de la divinitate și prin ce treceți. Se un eveniment mai mic, mai mare. Vedem cum se arată cărțile. Între timp încerc să o păzesc pe Merlin să nu se suie pe dulap, îl țin pe cap, e bolnăviorul, încă îl mai țin în brațe. Deci, dragii mei, aveți de ales între am împărțit cei doi cerceri pentru că nu vorbesc musai de cuplu, deși suntem în perioada balanței. Vreau să fie mesaje personale. Dacă apare ideea de cuplu, vedeți, simțiți, vedem împreună sau veți simți doar voi, cei care aveți ceva de rezolvat în cuplu. Numărul 1 este steaua. Steaua. Aveți de ales între. Deci acesta este numărul 1. Soarele. Capul stai cu minte. Mi-a plăcut ideea asta. Nu știam exact ce să pun și luna. Da? Hop, hop, hop. Ce mi-a plăcut la maxim când am găsit corespondența asta negru-galben. Da? Și la unul și la altul. Vă puneți pauză și vă alegeți eventual. A trebuit să pun și o pauză, să am grijă de pisicuțele acestea care vor atenție. Merlin se suise pe masă, era să-și pârlească coada în lumânare, la focul lumânării. Înainte să încep etalarea, aș vrea să transmit un mesaj pentru întreg colectivul. Am văzut în timp ce am amestecat aceste de cărți, trei de monede. Trei de monede, da, poate să reprezinte un triunghi, nu neapărat amoros, un cuplu și un al treilea proiect. Proiect poate să fie și persoană, și job, și hobby. Este o situație de trei pentru unii, dar cu soarele și cu patru de spade care a venit după aceea și cu temperanța care a rămas la capătul setului de cărți. Cred că trebuie să echilibrați energetic situația aceasta de trei. Variază pentru unii, pentru alții, la fiecare se va manifesta altfel acest trei. Ideea este că patru de spade și soarele arată un potențial, dar dacă analizați bine, mai ales că e Mercur retrograd, nu vă aruncați să începeți cine știe ce proiecte chiar acum, mai stați un pic temperați-vă și patru de spade zice analizați corect cât puteți de bine, fiecare cât poate, și apoi manifestați potențialul din acel 3. Este un soare care arată o trezire a unuia dintre cele 3 puncte, da? Sau o inspirație sau o idee. Oricum, va fi un succes într-un fel sau altul, asta vreau să spun. Soarele arată un succes într-o formă sau alta. Dacă vă temperați, dacă analizați corect situația de trei, colaborarea sau ce-o fi, acel trei, pentru unii, pentru alții, vedem ce-o mai fie. Acum, hai să începem cu numărul 1. Să amestec cărțile încă o dată pentru voi. Numărul 1. Situația prin care sau la care se referă mesajul divin. Numărul 1. O dată, de două ori și de trei ori. Îmi plac cărțile astea. Ia uite, Cavalerul de Oglinzi. Regina de Oglinzi, interesant. Și șapte de cupe sau de oglinzi. Adică Cavalerul de Cupe, Regina de Cupe, șapte de cupe. La capătul setului de cărți, șapte de Pământ, care înseamnă așteptare și regina de pământ. Aștepta să se manifeste ceva. Eventual aveți un oarecare stres cu 8 de spade și 3 de cupe, da? Din cauza acestei regine sau din cauza acestei manifestări. Sau vă stresați cum să manifestați. Știți că va fi o reușită deosebită, dar trebuie să mai așteptați. Acum, și se vede oarecum așteptarea și în șapte de cupe care oarecum visează, se proiectează în afara
Sa. Cavalerul de cupe reprezintă un mesaj de dragoste în general, de împăcare emoțional către regina de cupe, cavalerul de cupe și regina de cupe. Regina de cupe e posibil să fie o persoană mai în vârstă, o doamnă în general mai în vârstă, dar foarte înțeleaptă, posibil singuratică, dar cu o aură specială, cu o lumină și o vibrație specială care atrage acest cavaler, dar nu că atrage într-un mod foarte... Bine, atrage și într-un mod subtil, dar ceva interesant, nici mă așteptam să zic. Uneori nici eu nu mă aștept să spun ce primesc ca și inspirație. Acest cavaler de cupe simte o pasiune. Da, și asta confirm și prin faptul că apare după 8 de spade și 3 de cupe valetul de spade, de, nu de spade, scuzați-mă, de spirale de foc. Atracția, energia aceasta nouă pe care o simte în preajma reginei de cupe. Interesant și emoții. A vrut să se așeze, să o las? Nu, o interpretez. Deci, cavalerul de cupe, ce vreau să spun, acest personaj, bărbat, în general, mai tânăr, este atras de această doamnă mai în vârstă, deși neobligatoriu puteți să schimbați pozițiile. Însă, pe lângă faptul, uitați și voi, se gândește, meditează, măi, dar ce spune, dar ce transmite, dar femeia asta, pe lângă faptul că mă intrigă pentru că e singură sau poate nu e singură, dar are o experiență, are o intuiție, are o înțelepciune specială și își asumă calea și, ia uite, și băta și pasiunea și alegerile și le asumă, într-un mod elegant, finuț, aș spune, da? Regina de cupe este o delicată. Și vorbesc de energie, nu de zodie. Ei, acest personaj se transformă, poate nu a fost așa, dar în preajma acestei regine de cupe nu are cum să nu fie. Da? Se reactivează o zonă emoțională în sinea sa. În sinea sa. Își dorește într-adevăr să manifeste ceva deosebit, dar trebuie să mai aștepte. Am spus din ce motive. Există și un stres, există și pasiunea și pasiunea se vede, să revin unde, să termin mesajul, se vede în acest tigru. E o forță în acest personaj mai tânăr. Poate să fie și invers, femeie și bărbat, da? În acest personaj mai tânăr este o forță care se activează în preajma acestei regine de cupe. Și, repede, regina de cupe poate să fie și energia feminină a unui bărbat, care știe să fie plin de compasiune, de empatie, de eleganță, de romantism, de artisticitate, da? Puteți să adăugați calități. Deci poate să fie și un bărbat care se manifestă în anumite situații în această energie feminină și activează ceva în personajul mai tânăr. Acum, și activează în primul și în primul rând capacitatea de visare 7 de cupe în această perioadă. Apropo că avem și steaua, da? Steaua ce face, printre altele, ce reprezintă? E o energie nocturnă, da? Probabil că e distanță între voi doi. Probabil că această distanță îi învață, îi fac să viseze și să-și pună niște dorințe apropo de stea. Posibil pentru unii să simtă acest personaj că este predestinare în această întâlnire într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta. Interesant. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin, pentru că vreau să iau și din alte seturi de cărți. La voi s-a terminat, la voi, nu știu, când am amestecat, acum care are legătură cu intimitatea, veți trăi și veți vedea posibil pentru unii să fie mesaj, nevoia de intimitate, am zis, de acest tigru care, această pasiune teribilă care vrea să explodeze și să exploreze regina de cupe, acest personaj despre care am zis. Bărbat, femeie, dar cu calități feminine. Femeia divină este activată în acest personaj. Am zis și bărbații au femeia divină, da? Într-o formă sau alta. Și atunci este nevoia de intimitate, de uniune, de contopire, la care visează. Țese gânduri, emoții și eventual trebuie să învețe să spargă niște proiecte. Dacă am mai avut alte opțiuni interesante, cu vine mesajul, este doar o oglindă sau nu? Doar două. Nu? Câte sunt? Ia. Nu, urmează să se spargă, încep să se spargă proiecțiile, opțiunile pe care le mai are. Dacă acest personaj e totuși un cavaler, da? Cavalerii sunt romantici, sunt cuceritori, dar acest personaj are tendința să fie cuceritor, dar nu are consistență, începe să-și dea seama la această distanță, prin această energie pe care o primește, prin stările sale de visare în care intră, de dorință, de...
De dorință, în sensul că nu e vorba doar de dorință fizică, e o dorință mentală cu steaua. Aici vreau să subliniez diferența. Începe să-și spargă celelalte opțiuni, celelalte oglinzi, pentru că își dea seama că sunt niște proiecții. Eventual va păstra doar două, cele două suflete, da? Pentru că vă oglindiți la un moment dat, da? Emoțional și unul și celălalt. Hai să vedem ce alte mesaje. Au apărut două personaje, a trebuit să vorbesc de cuplu, că tot este soare în balanță. Un mesaj pentru numărul 1 în această situație. Ce frumos! Câmpul de lumină. E tot o așteptare, dacă vedeți și voi. Este parcă un pod. Am zis, este o distanță între voi, iar așteptare vedem și la 7 de monede, da? O arcadă. Apropo, a, ce frumos, este portalul. După acest portal, după această zi, cred, nu, hai să mai vedem cealaltă, dar cred că personajul posibil, acum nici nu se vorbește, naiul este jos, va începe o călătorie către această stea, către acest destin, către lumină. Pentru că lumina este proiectată, am zis, femeia aceasta divină proiectează lumină pe acest cavaler și îl cheamă, îl atrage prin energia sa. A, că simte și pasiune, da, se activează toate chakrele, inclusiv a doua, dar bine de tot. Ideea este că simt că vrea să vină înspre acest personaj. Eu simt că e aceeași regină, regina de monede și regina de cupe, care știe să manifeste într-un mod. Știi să manifeste lucruri frumoase, în primul și în primul rând. Uitați, pictează un peisaj, pictează locul în care vrea să fie cu sufletul său pereche, se transformă și știe că urmează transformarea și din partea celuilalt. Celălalt probabil că stă și așteaptă, este într-o parte a portalului, nu comunică, este trist, știe, care are de făcut un drum, că am vorbit despre stea. Și câmpul acesta, asta sugerează și podul, tot așa, un drum, dar e atras de lumină, n-are cum să stea cu spatele la lumină, se va întoarce. Dar se va întoarce cu fața spre lumină și va începe călătoria, eventual poate va și comunica. Acum că este una, poate are legătură și cu muzica pentru unii dintre voi. Ce frumos! Înger pe pământ, da? 54, 45, o fi numă vârsta cuiva sau 5 și cu 4, cât înseamnă 9, este un număr spiritual, da? Acest personaj feminin atrage prin energia sa blândă și pământeană, pe acest cavaler, personajul mai tânăr, personajul mai. Nu zic că nu-i delicat, dar probabil că trebuie. Nu, probabil, cu siguranță, despre asta trecem. Vorbim despre trecerea aceasta dintr-o etapă în alta a maturității sale. Atrage acest personaj înspre destinul său, în primul rând. Destinul va fi împreună cu regina de cupe, veți trăi și veți vedea, dar destinul este ca această regină de cupe să reactiveze ceva, o forță puternică, care zace în acest cavaler de cupe. Ce alte mesaje ar trebui să mai avem? Mesaj de la înger pentru numărul 1. Deci eu simt că se va depăși această distanță și se va călători, pentru că într-un fel sau altul cavalerul călătorește. Prea multe. Chiar dacă, în general, fiind cupe, călătorește prin stările sale emoționale, dar, după cum se vede, și tigrul acela va lua, se va implica, va sări în această călătorie, în această uniune. Protejați-i pe cei pe care iubiți. Este important să iubim pe ceilalți profund. Probabil că simte o legătură foarte profundă și simte nevoia să vă protejeze. Dar iar elementul de apă, numărul 10, ce frumos, da? Numărul 10, că tot vorbim de 10-a 10-a, da? 10. Și 7 știm că este numărul lui Dumnezeu, număr spiritual.
Este dorit, că de fapt ce este? Be willing to express love. Fi doritor să-ți exprimi dragostea. Acest personaj este doritor să exprime dragostea față de regina de cupe, față de acest înger pe pământ, care știe, asta e cartea mea, care reprezintă, ia uite, Marea Preoteasă, knowing without know, știi, fără să știi. Oh, ce frumos! Există în toată povestea asta o vibrație în care îngerii voștri protectori, ancestorii voștri vă aduc unul mai aproape de celălalt. Iar este un personaj care este tras înspre lumină. 52. Și după aceea urmează erupția de lumină. În momentul în care vă veți întâlni, va fi uniunea mentală, emoțională, poate și fizică pentru unii, că am văzut intimitate, va fi erupția de lumină, va fi trezirea acestui cavaler, repet, poate să fie și femeie. Ideea este că trebuie să învățați să vorbiți același limbaj al dragostei și probabil că acum învață, în această așteptare, acum învață să-ți iese cuvinte, să comunice corect, să cânte la acest nai, să-l folosească, așa, stângaș, dar să-l folosească, da? Și de fapt, asta face cavalerul de cupe. Este doritor să exprime dragostea. Într-adevăr, trece prin foarte mult acest personaj. Trebuie să se înve- Iaute, să, trebuie să aleagă lumina. Am zis lumina, de fapt era dragostea, dar așa, să aleagă și lumina și dragostea, adică o altfel de dragoste, nu doar pământeană fizică, da? Să aleagă dragostea. Trebuie să învețe să se iubească așa cum este și ia uitați, este plin de romanță, doritor să manifeste o romanță între voi doi. Mesajul a zis, simte nevoia să vă protejeze și fizic, da? Pentru că și voi îi hrăniți emoțional. E un sentiment de protecție care se actualizează în acest personaj, Cavalerul de Cupe, pentru că e prima carte. Da? Și cea din mijloc este importantă, dar totuși încep cu un Cavaler de Cupe. Apoi acesta descoperă că, de fapt, singurul, prin comunicarea cu regina de cupe, cu tot ceea, cu îngerul, da? De pe pământ, femeia sau femeia divină în acest context, ca să nu zic musai femeie, femeia divină, elementul feminin emancipat și dezvoltat, de cine se simte în această poziție, această mare preoteasă, acest personaj, sau poate să fie și mare preot, care știe lucruri fără să le studieze, da? Manifestă dragoste, fără să fi citit, eu știu cum să manifeste, da? Acest personaj îl învață pe Cavalerul de Cupe să aleagă dragostea. Îl determină într-un fel sau altul. Nu e o învățătură tipică marlui preot sau educației clasice, evident. Singurul lucru real este dragostea. Cred că la acest lucru deja visează acest cavaler de cupe. La acest lucru visează. La momentul când veți fi împreună, veți crește ca un pom, vă veți susține momentele grele, veți avea o familie sau veți manifesta speranța și creștere spirituală. Posibil, interesant, unii dintre voi, dacă vă simțiți în regina de cupe, probabil că unii dintre voi, sper, că știți despre lumea cea nouă și faptul că știți, că sunteți pregătiți, că ați ridicat, v-ați ridicat, da? Sunteți în ascensiune energetică, îi atrageți pe ceilalți care poate nu sunt pregătiți prin vibrația voastră către lumea cea nouă. Că va fi un cuplu real aici pe pământ sau că va fi în lumea cea nouă, vom trăi și vom vedea, dar este o activare foarte interesantă. Mai dăm o carte și cam gata, totuși, pentru 10. Ops! Ia uite, forță creativă, expresivitate, creativitate, exprimare creativă. Regina de cupe, îngerul, da? Și studiul. Iar simt că studiul ține de această perioadă lui Mercur retrograd și cavalerul trebuie să studieze într-un fel sau altul să fie mai creativ, să se descopere cu alte cuvinte. Pe de altă parte, și regina de cupe, posibil să aibă de studiat cum să exprimă mai creativ
vibrația pe care vrea să o proiecteze pe cei care sunt în nevoie, care trebuie ridicați, da? Trebuie chemați la ascensiune, la trezire, la lumină. Să treacă podul înspre lumea cea nouă. Să iasă din confuzii, din proiecții și să manifeste creativ o altă realitate. Asta pentru că am văzut totuși regina de monede. Ia uite, profesorul spiritual. Ia uite, că tot am vorbit. Mulțumim de ghidaj și de inspirație. Profesorul spiritual. Unul este profesorul spiritual al celuilalt și îl trezește. Mai delicat, uneori mai dur. Dacă este distanță și tăcere între voi, este necesară ca acest personaj să se trezească, să studieze, să învețe, să se exprime creativ, da? Iar exprimare, limbaj, vorbire, chestiune de comunicare și de călătorie. Podul, iar reprezintă ideea de trecere. Iar avem două portaluri într-un fel sau altul și aici și la 7 de monede. Vedeți cărțile? Trebuie să pun... nu prea se vede. Așa. Vedeți? Acum vedeți, da? Deși am vorbit mai în întuneric. Dar, vedeți în principiu. Cam asta este. Portal. Trebuie să aveți răbdare. Și compasiune cu regina de cupe față de cei care încă nu înțeleg niște noțiuni, poate nu înțeleg nimic. Și au mult de studiu, da? Au mult de învățat. Cam atât. Sper că v-a plăcut, da? Ar mai fi ceva de spus? Da, nevoia de comunicare. Eu zic că în principiu am spus. Voi sunteți de cealaltă parte a podului. Aici sunteți voi. Dacă simțiți că sunteți în postura de cavaler, știți bine că trebuie să faceți drumul către Regina de Cupe, care ea este de partea cealaltă a podului. Da, frumos. Acum închei prima etalare și trec la a doua. Dragii mei, cei care ați ales soarele pentru manifestarea acestei... Cei care ați ales soarele, probabil că aveți ceva de activat în spiritul vostru superior. Soarele asta înseamnă spiritul vostru superior. Nu să ai sufletul, cât spiritul. Este o energie scuzați-mă, este o energie masculină, dar de ce m-am bâlbâit? Pentru că am văzut la un moment dat o carte pe care scria I love you. I love you. Te iubesc. Vedem pentru cine o fi acest scurt mesaj. Dar am spus, este o energie masculină, asta înseamnă că trebuie să fiți activi. Dacă n-ați fost, va trebui să intrați în acțiune și să radiați și să arătați dragoste, eventual cuiva, să încălziți pe cei din jur, eventual pe o anumită persoană. Încerc acum să pregătesc cărțile pentru cei care ați ales numărul 2. Ce ar mai fi de spus? Poate pe 13. Acum, etalarea este făcută pe 10 a 10. Probabil că 13 înseamnă ceva pentru voi, 13 octombrie sau 13 în general. Dar 13 înseamnă și moarte și transformare. Este a 13-a carte în tarot. Este și numărul lui Isus. Ce-ar fi cat cărțile. Numărul lui Isus. Probabil cineva vrea să vorbească iar. Se dorește foarte mult comunicarea. Și când pic așa cărțile, nu doar că sunt eu neatentă, nu doar că sunt ele lucioase, dar probabil că ceva a fost reținut mult timp și trebuie eliberat. Trebuie eliberat. Hai să vedem, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, soarele. Ce frumos! Știți, de fapt sunt 13 zodii. A 13-a reprezintă vindecare.
Seamănă cu scorpionul, dar e o combinație între scorpion și săgetător foarte, foarte interesantă. Reprezintă profesorul spiritual, o misiune deosebită, ar putea să reprezinte misiunea unuia dintre voi ca și flăcări gemene. Numărul 2. Ce aveți de manifestat, de trăit în această perioadă, ce se declanșează în această perioadă în viața voastră? Numărul 2. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Valetul de spirale sau valetul de băte, 3 de cupe și 2 de spade. Iar trebuie să inițiați, valetul inițiază. Inițiază, în special, comunicare. Este o energie masculină, este element de foc, tot ați ales focul, începem cu element de foc. Este, reprezintă și o atracție fizică deosebită față de cineva intensă, reprezintă și un mesaj original, o idee originală care vă poate aduce bucurie. Dar pentru asta trebuie să alegeți voi sau încă cineva. Pentru că bucuria aceasta vine pe calea prietenilor sau prin uniunea cu sufletul pereche. Vai, ce frumos! La capătul setului de cărți, 10 de oglinzi, 10 de cupe. Urmat de 8 de spade, 8 de spirale, de spirale de manuscrise și iluzionistul și asul de foc, să zic. Iar foc. Aveți această posibilitate să manifestați ceva, dar sunteți foarte stresați, manifestați o nouă relație unii dintre voi sau, da, este o nouă relație care, sau o împăcare cu cineva sau o nouă relație. Ca să ajungeți la acest as, la acest moment de 1, de 0, de început cu cineva sau cu voi înși vă, a trebuit să treceți prin multe și încă mai treceți prin multe griji să vă eliberați de aceste manuscrise, de multe contracte cu sufletele cu care v-ați întâlnit, da? Însă, încercați să vă eliberați de grijile astea pentru că aveți un potențial deosebit, în sensul că fericirea e aproape. Fericirea aproape, trebuie un pas făcut, iar trebuie acționat. Dar aș vrea totuși să clarific că ce reprezintă acest doi de spade, pentru că sunt două contracte, două suflete. Eventual contractul dintre voi și sufletul vostru pereche și contractul dintre ei sau voi și un suflet karmic. De-aia apare și 3 de cupe pentru unii. Unul dintre voi va trebui să aleagă între voi și altcineva, voi sau ei. Însă, soarele totuși e o energie foarte pozitivă, da? Foarte pozitivă. Și cred că sună cam ciudată exprimarea, dar trecem peste. 3 de cupe reprezintă și o stare de asta de împăcare, în care nu mai există probleme între diferențele, da? Cel mare stă cu cel mic, omul cu animalul, cu mielul, da? Ce ar mai fi de transmis? Hai să vedem, vreau să clarific. Da, e o bucurie. E o bucurie, dar oarecum sunteți stresați și dacă sunteți stresați, știți voi de ce? Pentru că există o alegere din partea voastră sau a lor. Doi de spade înseamnă și un blocaj care s-a manifestat până acum, am zis, sau n-am zis, nu mai știu dacă am zis, și trebuie deblocat. Iar inițierea, asul și valetul de foc. Iluzia trebuie manifestată în realitate. 4 de spade, 5 de spade, griji, ia uite, asul de monede. Acum, dacă nu e vorba de cineva anume în viața voastră, evident că aveți potențialul să manifestați această bucurie,
acest început al vostru în afaceri, în relații, dacă manifestați energia masculină, dacă intrați în acțiune, dacă, nu știu, îi căutați, mergeți spre ei, comunicați cu oamenii cu care puteți să colaborați, cu prietenii. Că trebuie să vă implicați pentru acei ași, că sunt ai voștri, da, de sine stătători, că sunt pentru o relație, veți trăi și veți vedea, dar trebuie să alegeți corect. Și mai bine zis, să vă eliberați de o energie negativă, de un contract negativ și să-l alegeți pe cel pozitiv, apropo de contracte de colaborări. Că astfel de monede poate să fie și un început în afaceri, astfel de bute la fel, e o chestie creativă. Da? Hai să vedem. Clarificăm totuși doi de spade. Te rog frumos pentru numărul 2. E un pic mai ambigu decât primul număr. Doi de spade. Doi de spade pentru numărul 2. Clarificăm, te rog frumos, doi de spade. Doi de spade. Hai, te rog, când te duc, dă-mi un mesaj. Cu răbdare. Cu răbdare. Doi de spade, probabil că trebuie să vă gândiți foarte mult, destul de mult. V-ați gândit, încă vă mai gândiți voi, ei, colaboratorii, persoana cu care vreți să inițiați ceva, această bucurie despre care am tot vorbit. Vă rog frumos un mesaj clarificând doi de spade pentru numărul 2. Asta, iau pe asta. Ia uite, oh, cavalerul de spade. Cavalerul, da, în momentul că aveți semne de aer, voi iei semne de aer în harta natală de foc. Focul se reactivează în voi în această perioadă ca să aveți o împlinire emoțională, da? Aveți viziune, asta este. Probabil că de-aia a venit și greu pentru că trebuie să manifestați această viziune, o viziune pe care v-ați construit-o în timp, în așteptare, în acest blocaj, eventual în comunicare sau ceva a fost o energie. În general, doi de spade se zice că reprezintă aspecte în zodia balanței, pentru că balanța stă și cântărește, 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 dar și când, pentru că totuși e semn cardinal, când se hotărăște, intră în acțiune și nu intră așa oricum, încet, 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 ci cu viteză. Cavalerul de spade. E cavaler. Iar acțiune, cum am zis mai devreme, e o energie masculină. Dar de ce a venit greu? Pentru că trebuie definită viziunea. Și este bine într-un fel sau altul. Degeaba treci la acțiune dacă n-ai viziune. Că este vorba de o relație de cuplu, că este vorba de o colaborare în job, în afaceri. Nu, trebuie să ai viziune despre afacerea pe care vrei să o inițiezi, da? Sau să o deschizi. Trebuie să ai viziune despre cuplu în care vrei să trăiești. Cum vrei să trăiești cu persoana? Aici este, ia uite, a rămas păr de la Merlin. Cum vrei să fii fericit în cuplu, că am văzut 3 de cupe, 10 de cupe, dacă n-ai viziune despre această fericire. La capătul setului, iau ce frumos. Nu, e o casă, e o colaborare. Iar colaborare fructuoasă, 4 de spirale, întâlnire cu prietenii, 3 de cupe, 4 de cupe de spirale sau de foc. Asta reprezintă. Bine, cine poate să intre la restaurant, intră la restaurant, cine nu poate să întâlnește, vă întâlniți acasă, puneți bazele. E o bază frumoasă, o bază. Este o fundație bazată, ca să nu mă repet, pe emoții și pasiuni și hobby-uri comune, cât de cât. Acum, interesant cum a rămas și la numărul 1, altă carte aici. Trebuie unii dintre voi să ieșiți din, am văzut 8 de spade, acum 10 de spade, dintr-un cerc de gânduri. Să vă faceți curaj, să treziți, uite, focul, leul, tigrul, să eliberați tigrul. Forța asta masculină, da, tigrul și leul. Interesant că tigrul și leul sunt forțe oarecum opuse. Leul reprezintă zodia leului, da, și tigrul adesea zodia vărsătorului. Leul este energie masculină, tigrul energie feminină. În fine,
Unul dintre voi trebuie să se elibereze, de-aia am zis că trebuie să aleagă. Poate trei de cupe să reprezinte și un trio pentru unii, dar am spus, poate să fie și întâlnire cu prietenii, fructuoasă, care poate să ducă la colaborări faine, de-aia aveți vizionarul, dar posibil să fie și o poveste de dragoste pentru unii dintre voi, întâlnirea cu sufletul pereche și trebuie să inițiați, trebuie să intrați în acțiune ca să se manifeste cuplul, relația. Mai dăm o carte, da, o carte, un mesaj pentru cei care au ales numărul 2. Unul dintre voi, sau unul dintre voi, da, nu știu cum să formulez, dacă sunteți, voi știți, dacă mesajul se adresează vouă în cuplu, sau veți trăi, poate sunteți singuri și vă veți întâlni cu sufletul pereche, posibil și asta, într-un mod neașteptat, vin ei într-un mod neașteptat după o perioadă de tăcere, de alegeri. Dar unde vreau să ajung? Dacă e vorba de doi, de două persoane, unul este foarte jucăuș, extrem de jucăuș și îi place să se îmbrace interesant. Și într-un fel sau altul îi inspiră pe ceilalți la joacă, e copilul interior. În acest moment simt că valetul de foc își activează copilul interior. Sau poate l-a reactivat și se manifestă într-un mod artistic. Jucăuș. Dacă nu este vorba de doi, înseamnă că voi trebuie să fiți în această energie jucăușă, copilul interior, da? Vai, ce frumos! Dumnezeu vă vorbește. 33. Numărul 33 să însemne ceva. Poate este numărul vostru de destin, poate este numărul vostru de apartament. Dumnezeu vă vorbește în această perioadă, doi de spade. Aici este vizionarul. Vă vorbește și vă trimite o viziune. Și în momentul în care apare viziunea, atunci intrați în acțiune. Sau atunci se va manifesta. Ce am zis? Întâlnirea, comunicarea, eliberarea, eliberarea și bucuria, fericirea. Au fost blocaje, nu, de foc. Au fost blocaje, poate o căsnicie, poate niște contracte, poate tradiție, poate familia cuiva. A fost o perioadă, a blocat manifestarea acestui succes, că totuși soarele reprezintă succes. La capătul setului de cărți, spațiul dintre cuvinte. Interesant, aveți 33 numărul 6, 24 tot 6. 6 pentru mine e numărul lui Venus, este o energie de a 6, echilibrată, care se poate împărți, da? 3 și 3 ca atribuții. Sub. Da. 3 la 1. Intrați într-o energie, vă veți apropia într-o formă sau alta de un suflet pereche, că este prieten, că va fi iubit, iubită, partener de viață, veți trăi și veți vedea. Dar se unesc niște energii în voi. Este o energie cristică care influențează această poveste. Ați trecut prin foc și prin gheață în această poveste, în viața voastră. Ați întâlnit și oameni prea pasionali și prea reci, dar încet, încet și voi trebuie să, sau ați început deja să vă echilibrați, cum am zis mai devreme, masculinul și femininul, am zis, dacă nu zic acum, nu mai știu ce am zis, ideea este că dacă ați fost încercat să vă întâlniți cu sufletul pereche, între voi a fost foc și gheață, acum trebuie să manifestați lumină. Da? Lumina aceasta pe care vă inspiră Dumnezeu. Vedeți cărțile? Iar personajul care își are energia feminină mai lucrată va atrage în această transformare 17. Înseamnă 8, dar e o transformare. De transformare am vorbit și la numărul 13, pentru că reprezintă, da, casa 8 a scorpionului, numărul, da?
Morții, da, știm că asta înseamnă în tarot. Da? Spațiul dintre cuvinte. În această tăcere, cred că a fost o tăcere între voi. Lucrurile s-au dezvoltat, s-au transformat, ați primit inspirație, eventual mai urmează să primiți, eu știu ce mesaj trăsnet acum cu acest cavaler de spade, care va veni și el va manifesta ceva la care nu vă așteptați. Un mesaj de la înger pentru numărul 2, un mesaj de la înger pentru numărul 2. Încă se mai așează energiile, încă se mai... Ia uite, ah, ce frumos, dați-vă șansa la dragoste. Pentru mine seamănă cu 6 de spade, apropo de 6. Ca să intrați în 6, aveți 23, 24 și 33. Ca să intrați în 6, în această energie echilibrată a iubirii, trebuie să treceți prin, să faceți o alegere, cum a zis, da, take a chance, adică până la urmă dați-vă șansa. Asta înseamnă să alegeți, nu? Dați-vă șansa. Și aici este momentul acela dificil. Alegerea, viziunea și apoi acțiunea. Că degeaba alegi și ai viziune dacă nu și acționezi, da? Și asta înseamnă 5, schimbarea pe care trebuie să o faceți. Să lăsați în urmă tăcerile, 10 de spade, blocajele. Am văzut și mai devreme grijile, 8 de spade dați în urmă. Dubiile, alba, neagră, ce aleg, aia sau aia, da? Prietenii care vă deviază de la calea voastră, de la fericire, de la creșterea spirituală, de la întâlnirea cu sufletul pereche sau flacăra geamănă, dați-vă șansa la dragoste. Iar ce frumos, că tot vorbeam de portal, apare și la voi și la numărul 1 noțiunea asta, da? Imaginea asta de portal. Trebuie să treceți. A trebuit să treceți prin niște probleme și voi personal și voi în cuplu ca să vă apropiați acest portal și să mergeți înspre fericire, înspre eventual o nouă vibrație, o nouă lume, ce frumos ar fi, eu vă aștept pe toți acolo. Sunteți, ia, puternici, uitați-vă la puterea voastră interioară. Apropo de soare, da, uitați-vă la numărul 11, iar 11 și 13 sunt numere repetitive, sunt numere maestre, probabil că reprezintă pe unul dintre voi, cel puțin. 11 este numărul, adesea 4 de foc este asimilat cu 11. Este numărul flăcărilor gemene. Aici e viziunea, aici e frumos. Aici aveți viziune despre ceea ce vreți să manifestați, cavalerul de spade. Și cei cu planete frumoase și bine aspectate în semne de aer au această capacitate de a gândi înalt, de a comunica înalt. Ah, ce frumos, o nouă dragoste, da? Deci dacă sunteți singuri, vine o nouă dragoste. Asta este. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Dați-vă șansa să o întâlniți. Eventual, ascultați, rugați-vă și ascultați ce mesaje primiți de la divinitate, pentru că primiți ceva. Ar mai fi un mesaj? Hai să mai vedem un mesaj pentru numărul 2. Mesaj pentru numărul 2. Vă rugăm un mesaj pentru numărul 2. Mesaj pentru numărul 2. Unul dintre voi trebuia să-și... Sau cine? Nu știu. Cineva. Dacă sunteți singuri, poate că voi a trebuit să vă deschideți inima. Dacă vă gândiți totuși la cineva cu care vreți să vă întâlniți, să vă împăcați eventual, sau să manifestați ceva ce n-a putut fi manifestat la un moment dat, întârzierea, blocajul a fost pentru că cel puțin unul dintre voi a trebuit să-și elibereze inima de blocaje. De frica de dragoste, de aceea dați-vă șansa la dragoste unuia, cel puțin unuia dintre voi, dar mai ales mesajul pentru voi, da? I-a fost frica de dragoste. Interesant. Este școala, a venit școala. Este școala vieții. Iar este un mesaj divin. Suntem școlari în această viață, da? E un mesaj care vine la școală, da? Învățăm.
de la profesor. Aveți un înger, aveți un ghidar spiritual pe care îl știți sau nu îl știți, care se manifestă în viața voastră. Îngerii vă ghidează și vă învață. Vă învață la capătul. Ia uite, interesant, talk to your angels. Asta este. Mai, deci nu se poate, da? Vorbiți cu îngerii. Dumnezeu vă vorbește. Școala, da? Școala vieții spirituale, da? Între voi și sufletul pereche probabil să fie o distanță că văd elemente care țin de stea. Poate pentru unii că tot am văzut steaua să căutați dacă aveți chef, dacă simțiți nevoia, poate ați vrut să alegeți steaua și până la urmă v-ați răzgândit la soare. Ar fi bine să ascultați? Poate, poate. Da? Ideea este că, da, ia uite, consiliere, vorbiți cu sufletul vostru, cu îngerii voștri. Ia uite, și cărțile de tarot. Sper că această etalare să vă ghideze corect. Adică eu cred că vă ghidează corect. Ideea e să dați voi șansa acestor mesaje să se manifeste și voi să acționați, cum am zis mai devreme, corect. Și în inspirația divină. E frumos. Mie îmi place cum s-au legat toate, da? Vedeți? Îngeri, îngeri, îngeri. Și viziunea. Că de fapt viziunile, de unde le avem? Inspirația, viziunea și apoi inspirația, acțiunea, nu? E o chestie foarte creativă, dar și spirituală. Ce se manifestă în viața voastră. Că e de cuplu, că e personală, îmi veți spune. Eventual, eu știu, acum nu. Peste un timp. O săptămână, două, trei, o lună, cine știe. Hai să... Să-mi pun cărțile deoparte și să le strâng pentru numărul care urmează. Oricum, nu uitați, numărul 2, cu mare bucurie, vă așteaptă în curând. Numărul 3, cei care ați ales luna. Interesant că e luna nouă, este în creștere. E chiar balsamică, nu? Balsamică, e ca un balsam pentru voi această energie, sperăm, da? Acest portal energetic, probabil că pentru unii aduce și vindecare. Și intuiție și conectarea la emoții și luna în creștere. Aveți energie lunară care vine înspre voi să vă ajute să manifestați ceva. Interesant, întâlnirea cu sufletul pereche, că tot am văzut trei de cupe. Întâlnirea cu sufletul pereche sau o bucurie cu prietenii, cu cei dragi. Este o energie feminină. Poate unii dintre voi, nu poate, cu siguranță trebuie să vă conectați la energia voastră feminină. Poate o femeie, într-un fel sau altul, are acest efect. Simt că luna nouă vine cu un efect benefic, așa simt eu. Și văd, interesant, și în timp ce amestec, văd și conexiune spirituală. Energia feminină vă ajută să creșteți, domnilor. Sau, doamnelor, dacă sunteți în energie masculină, că sunt și doamne foarte masculine. Acum, hai să vedem. Totuși, mai amestec încă o dată. Numărul 3. Evenimente pe care le trăiește numărul 3 în această perioadă, în portalul 10, a 10-a, da? Prin care trecem cu toții, ce se întâmplă, ce se declanșează, ce transformări au loc. Numărul 3. Gata. O dată, de două ori. Mai. Numărul 3. Ah, am zis mai. Manifestați ceva, mulțumesc. Sfinte Duh, magicianul. Magicianul înseamnă o manifestare, da? Dar ce este interesant, că este un cuplu în acest... În această carte nu este o singură persoană. Manifestați cuplul. Divin. Ciorile reprezintă mesageri de la divinitate, iar număr... Vai, ce frumos, magicianul lumea. Și faeton. Nu știu de ce am fior, dar nu cred că mi-e frică, totuși e călduț aici. Începeți o nouă lume. Vreți să manifestați o nouă lume, o nouă transformare psihică, psihologică prin care ați trecut, eventual o călătorie peste hotare către cineva, unii dintre voi.
Faetonul, iar element de lunar pentru unii, cineva cu marcaj în zodia racului, sau pești, sau rac, sau scorpion. Faetonul pentru mine poate să reprezinte și marcaj în săgetător, pentru că are roata, reprezintă mișcarea. La capătul setului de cărți, interesant, 3 de foc. O așteptare, iar o distanță. Și 3 de foc și lumea vorbește despre o distanță. Și această distanță v-a pus în așteptare, într-adevăr, of. Și v-a învățat să vă transformați psihicul, să creșteți. Ascultați eventual Psihe și Eros dacă aveți răbdare să căutați în lista mea de videoclipuri. Dacă nu, căutați în altă parte povestea lor. Dar la mine o auziți, nu trebuie să o citiți în cazul în care nu aveți timp de citit. Magicianul, lumina, vai ce cărți frumoase și puternice. Trei arcane majore, dragii mei. Trei arcane majore. E o creștere la nivel intuitiv, o dezvoltare a unor abilități pentru unii dintre voi. Și dezvoltarea abilităților, niște abilități psihice deosebite, eventual la distanță de cineva, ați comunicat. Regina de cupe, iar, e o comunicare cu cineva. Regina de cupe este o persoană foarte sensibilă, dar, interesant, a fost decepționată. Regina de cupe, care o fi, persoana aceasta sensibilă, matură, e o energie matură, solitară, dar plină de compasiune și empatie, a fost dezamăgită de atitudinea prea romanțioasă, poate prea jucăușă, a unei persoane, regina de spade, a unei persoane care probabil se juca cu cuvintele, dar nu manifesta corect potențialul dintre cei doi. Văd iar semn de aer și semn de apă. Regina de spade, gemeni, balanță sau vărsător. Da. Multe regine. Asta înseamnă energie feminină activată. Nu s-a acționat corect, nu s-a vorbit corect la un moment dat și din cauza asta s-a ajuns la decepții. Și probabil nu doar la decepții, dar și distanța s-a pus între voi. Ați încercat să încheiați capitolul, ei sau voi, din cauza decepțiilor și ați intrat într-o oarecare așteptare. Poate că acest capitol s-a manifestat și că ați plecat la drum ca să vă vindecați de decepții voi sau ei. Și, repet, această distanță v-a adus transformarea. Acum vorbesc despre voi în mod special, dar voi în relație cu cineva, probabil. Pentru că totuși apare un cuplu. Un cuplu divin. Un cuplu de magicieni, de manifestori, de oameni care pot să creeze lucruri speciale. Da? Care pot să cucerească, interesant, faetonul cucerește și aveți lumea care, ce frumoase cărți, de oameni care pot să cucerească lumea. Dar și la faeton, ca să se manifeste călătoria și victoria, trebuie să alegeți. Și să vă ascultați psihicul, sufletul. De fapt, în asta constă secretul manifestării, da? Să vă ascultați intuiția. Măi, eu simt că vă așteaptă o perioadă sau un personaj cu care puteți să aveți multe victorii, dar deosebite, ori o perioadă de mari victorii. În această poză a magicianului, a manifestării, da? A începutului, a inițierii, văd un pom al vieții. Așa-l văd, un pom. Un pom al vieții în care sunteți amândoi. Probabil că aș vrea să cred că unii dintre voi, cu lumea și cu acest pom al vieții
și cu această victorie faetonul, veți cuceri lumea cea nouă, veți avea parte de lumea cea nouă pentru cei care știu despre ce vorbesc. Dar, tocmai pentru că a trebuit să treceți prin acele decepții, în acele transformări profunde. 21, 2021 este anul vostru de manifestare specială, mai este puțin, dar probabil că acest portal 10-10 vă ajută să treceți într-o nouă dimensiune, într-o nouă abilitate a voastră. Am zis să vă descoperiți niște calități speciale, paranormale. Paranormale. Pentru unii, sunteți la o etalare de tarot și vorbim și despre așa ceva. Și totuși, hai, ia uite, sunteți fără limită. Sunteți fără limită. Și în preajma cuiva lucrurile acestea se activează. Ea e extraordinar și o dragoste adevărată. Regina de cupe ce poate fi decât dragoste adevărată, dar care trebuie demonstrată. Oh, știți bine ce îmi place, cât de mult îmi place cartea asta și că adesea îi zic sărutul care trezește divinitatea. Și uitați cum unul dintre voi lasă perla ca să o prindă celălalt. Nu cred că e vorba de două perle, eu cred că e vorba de o perlă, adică de o transformare în comun. V-ați transformat separat, acum urmează transformarea în comun. Și pentru că nu poți într-o imagine să reprezinți niște etape, evident că imaginele sunt separate. La un moment dat cineva v-a trimis mesajul, perla, și celălalt urmează să o prindă și să o manifeste potențialul său. Valoarea sa. Nu simt că e vorba de pierdere, simt că e vorba de transmitere. Apropo de psihic, de distanță, de comunicare la distanță. Dacă ați primit mesajul la distanță, ați reușit să vă transformați și vă ajută în continuare să manifestați această victorie. Mamă, dar ce... mamă divină, dar ce energii puternice au venit la voi. Trei arcane majore. Posibil că simțiți asta mai mult la nivel energetic, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să luați acțiune. Că și magicianul și faetonul intră în acțiune. Mesaj. Nu, încă nu. Un mesaj pentru numărul, un mesaj special pentru numărul 3. Un mesaj special pentru numărul 3. Un mesaj special pentru numărul 3. Ia uite, beauty, frumusețea. Vai, legacy of light, moștenire de lumină. Trebuie să creați ceva deosebit, să manifestați ceva deosebit în viața voastră. Și frumusețea îmi vorbește mai mult despre frumusețe sufletească, dar posibil că dacă e vorba de un cuplu, unul dintre voi este foarte frumos sau celălalt vă vede foarte, ca niște persoane foarte frumoase. Oricum, interesant. În inima momentului, the heart of the moment. Și iar treceți across the water, trebuie să treceți niște ape ca să se manifeste, să intrați în moment, da? Să intrați în moment și încet, încet, în timp să manifestați, într-un alt capitol, să manifestați această moștenire. Și moștenirea cum se creează? În cuplu, în colaborare, da? Se poate și singuri. Ca și flăcări gemene, dacă nu puteți să lucrați cu flacăra voastră, evident că puteți să lăsați această moștenire și singur sau cu un suflet pereche evoluat. Dar e o moștenire de lumină. Este o misiune specială care trebuie să se manifeste începând din această perioadă, într-o formă sau alta. Am zis că vreau să clarific totuși, așa simt nevoia să clarific. Să mai am o carte. Mai dăm o carte. Nu clarific nimic. Mai dăm o carte. Pentru numărul 3. O carte pentru numărul 3.
Dăm o carte pentru numărul 3. Vai, 10 de cupe. Ce poate fi mai frumos, da? 10 de cupe întâlniri. În 10 de cupe nu sunteți singuri, sunteți în cuplu fericit, acel cuplu perfect, ideal. Dar pentru asta trebuie să nu vă mai minți, să nu mai bătesc la uși închise, să vă eliberați de decepții, da? De lacrimi. Dacă voi ați greșit, trebuie să vă iertați. Dacă voi ați fugit și v-ați închis sufletul, să vă iertați. Evident că poate să fie și invers, oricum, ia uite, iar cavalerul de, aceeași poveste, cavalerul de cupe și regina de spade. Și 10 de spirale. Da. Trebuie să învățați să manifestați corect, pentru că regina de spade folosește cuvântul și cu cavalerul de cupe folosește și emoțiile, da? Dar a trebuit să mai descoperiți alte două lucruri. Ca să puteți să manifestați corect această întâlnire deosebită pe care o veți trăi la un moment dat, cât de curând. Cât de curând o veți trăi întâlnirea, manifestarea și apoi veți simți, da, uite, o să vă aduceți aminte că am avut o etalare și că v-am anunțat că veți avea victorii și bucurii, bucurii mari. Dar trebuie să treceți peste 3 de spade, decepții, minciuni, prefăcătorii, în sensul că uneori n-avem nu neapărat că suntem, vai, cine știe ce mincinoși cronici, uneori, pentru că suntem răniți, ne închidem sufletul și nu arătăm că, de fapt, iubim pe cineva, adorăm, da, frumusețea, delicatețea, am văzut și de regina, am vorbit regina de cupe, parcă, nu știu. Dar parcă totuși am vorbit și de o regină de cupe. Nu, n-am vorbit. Dar am simțit nevoia să duc aminte de ea. Că tot este vorba de lună. Ne închidem sufletul exact în fața celor care vin să ne ofere dragostea. Tocmai pentru că am fost decepționați. Și uite, așa îi decepționăm și pe ei. 7 de spade. Încercați să nu vă mai mințiți. Că nu sunteți în stare, că viața e cum e, că cei care v-au dezamăgit, de fapt, eu știu ce v-au oferit, v-au oferit niște lecții, eventual lăsați pe ei în spate și manifestați ceva deosebit. Am zis că sunteți fără limită și că vă așteaptă o nouă dragoste, dar să-i dați acces, să vă deschide sufletul. Vedeți? Să vă deschide sufletul. Dacă țineți închiți, vă mințiți pe voi. Asta e. Un mesaj de la înger pentru numărul 3. Un mesaj de la înger pentru numărul 3. Te rog frumos. Un mesaj de la înger pentru numărul 3. O carte, maxim două. Și îmi place cu moștenirea. Ia uite, am zis trebuie să vă iertați și să nu vă mai mințiți. Trebuie să iertați, să vă iertați și să iertați pe cineva. Dacă e o energie karmică, iertați-o și mergeți. Manifestați un alt cuplu, o nouă dragoste cu altcineva, da? Dar trebuie să vă ridicați, dar trebuie să vă ridicați. Aveți lucruri deosebite de făcut, nu stați cu oamenii care vă fac să suferiți. Vă mințiți pe voi dacă stați cu ei. Acum, trebuie să vă iertați și pe voi, că nu v-ați dat șansa până acum. Dacă v-ați decepționat, flacăra geamănă în sufletul pereche, trebuie să vă iertați și pe voi că i-ați decepționat. Dacă ei v-au decepționat, trebuie să iertați și pe voi. Acum nu mai vorbesc de energia karmică, vorbesc de sufletele perechi. Apare o decepție, într-o formă sau alta, în această poveste, dar destul de mare, de intensă și un blocaj emoțional. Căreia trebuie să-i puneți capăt, să încheiați acest capitol, de-aia apare psihicul, să vă transformați psihicul, sufletul. Iertați și urcați. O flacără aici vă așteaptă. Cineva vă așteaptă să vă ia de mână. Bănesc că
sufletul acesta pereche cu care veți fi fericiți. Trebuie să călătoriți, iar că e peste hotare, că sunteți în capătul celălalt al țării, unul sau celălalt cu lumea, da? E o lume de trecut, da? Niște orașe, județe, eu știu ce-o fi, sau chiar granițe. Iar e o lume care trebuie străbătută. Poate este și lumea trecutul pentru, da? Este și trecutul peste care trebuie să treceți și să vă implicați conform intuiției. Intuiția vă șoptește. Ia uite, acțiune vorbesc puternic, da? Trebuie să intrați în acțiune și voi. Totuși suntem într-o zodie cardinală. Chiar dacă e balanță, chiar dacă reprezintă frumusețea, chiar dacă reprezintă dorința de a gândi corect, X, Y, dar mare grijă, nu mai acordați șanse celor care v-au făcut să plângeți. Iertați și urcați. Urcați că vă așteaptă o flacă, vă așteaptă o misiune. Și până vă întâlniți cu flacăra, voi trebuie să luminați. Da? Până, apropo de ce am zis mai devreme, moștenirea trebuie să o creați mai întâi în voi și apoi împreună cu celălalt. Dar sigur e o comunicare între voi și cineva foarte subtilă. Ah, mai, deci nu se poate. Am zis de la început, mulțumesc, Doamne. Mulțumesc. Trebuie să comunicați, magicianul ce face? Comunică, este Mercur. Să comunicați cuiva dragostea sau cineva vă va comunica dragostea. Și interesant că avem aici trei cărți care reprezintă comunicarea și spadele și aerul. Și totuși acestea, aici este. Nu s-a comunicat corect și s-a ajuns la lacrimi, la, un cântec trist de dragoste, la song, și v-ați închis ușile. Dar deschideți-vă sufletul, pentru că vă așteaptă o nouă dragoste, o dragoste puternică. Fai. Interesant unde s-a oprit, dar fii autentic. Și autentic, nu te minți pe tine. Numărul 3, da? Nu sta în trecut, nu sta în lacrimi și dacă e vorba să-ți ierți sufletul pereche, flacăra geamănă iartă, pentru că te așteaptă o nouă lume. Mai, ce cărți frumoase, ce mă bucur, ia uite. Dragostea atrage sau simpatia atrage simpatie, acționează ca și când partenerul este aici. Încă nu e, e la distanță, sunteți la distanță, dar acționează ca și când sunteți împreună. Probabil că vă gândiți totuși la ei. Dacă vă cunoașteți, dacă nu vă cunoașteți, gândiți-vă că vă cunoașteți și o să apară în viața voastră această nouă dragoste și această declarație foarte frumoasă. Numărul 20, da, se reduce la 2. 2 pentru mine, numărul lunii. Reprezintă și noțiunea de cuplu. Este un număr feminin. Dar frumos, frumos. Foarte frumos. Hai să mai trag încă un mesaj. Și de aici. Încă un mesaj pentru numărul 3. Să vedem. Se adaugă mesajul, se susține alte mesaje pe care le-am transmis până acum. Ok. Okidoki. Copii. Probabil că aici este. Copiii sunt o problemă în calea acestei fericiri pentru unii. La capătul setului de cărți, autorul. Unul dintre voi probabil că vrea să... autor și orator vrea să... unul dintre voi vrea să scrie, are ceva de comunicat apropo de magician? Că sunteți voi, că sunt ei, aveți de manifestat ceva deosebit. Dar copiii probabil, sau dacă aveți o relație karmică cu copiii, aici a fost blocajul. Cineva posibil v-a manipulat. Că 10 de foc reprezintă și o căsnicie pentru mine epuizantă în care se pun multe în cărca celuilalt și uite așa ajungi la o intersecție și nu mai știi pe ce cale să mergi. Da. Frumos. Frumos, copii. Pentru unii. Posibil. Mulțumesc, acum înainte de final. Pentru unii, posibil că misiunea pe care o veți manifesta la un moment dat împreună cu acest suflet pereche evolua sau flacăra voastră geamănă implică
Lucrul cu copiii, educația, apropo de orator și autor, veți avea grijă eventual, într-un mod special, de generațiile viitoare. Acum sunt copii și vor crește la un moment dat, apropo de moștenire de lumină. Însămânțați lumina în sufletul copiilor, unul dintre voi, cel care vorbește, cel care scrie, da? Ce frumos! Face yoga și manifestă abundență infinită. Faceți yoga, curățați-vă energetic ca să manifestați, repet, abundența și în viața voastră personală. Nu așteptați doar să vină sufletul pereche sau flacăra geamănă. Iertați-i pe cei care v-au greșit, pe cei care au fost falși față de voi și pe voi dacă v-ați păcălit, ați zis că așa e mai bine, că na, sunt proiecțiile lumii în care trăim uneori. Dar trebuie să creștem. Să închidem capitolul în care ne-am mințit și să manifestăm un nou capitol în care avem parte de victorie și fericire prin sinceritate și prin iertare. Frumusețe și lumină, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Vă pup, dragii mei, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și momente frumoase cu ocazia acestui portal 10-a 10-a. Ciao, ciao!